găsit și astăzi pe tărâmul Regatului Sălbatic, locul în care învățăm împreună cum și mai ales dacă trebuie să interacționăm cu sălbăticia de fiecare dată. V-am obișnuit deja, ca la fiecare început de emisiune, să vă spun despre ce specie vorbim. Astăzi nu facem excepție. Personajul ediției este mistrețul. Deși este un animal gregar, adică trăiește în turme, indivizii au trăsături de personalitate foarte aparte. Nu există doi la fel și asta vom descoperi în cele ce urmează. Cele mai multe lucruri despre mistreți le știm de la vânătorii pasionați de vânat mare. Nu-i contrazicem, ci doar găsim de cuvință să completăm informațiile lor. Într-o ciurdă de mistreți, femelele, puii și masculii au o ierarhie stabilită în timp. Asta înseamnă că intră în scenă într-o anumită ordine, iar de această dată, scena este chiar zona de hrănire. Ordinea este permanent ajustată de indivizii din grup prin atenția pe care și-o acordă unii altora. Cu alte cuvinte, atenția distributivă a acestor animale le ajută să interacționeze atât ca grup cu mediul înconjurător, dar și între indivizii care formează ciurda. Există ierarhie, dar în același timp există și o permanentă ajustare concurențială a acestei ierarhii. Sunetele pe care le scot sunt diferite și exprimă stări diferite. Satisfacție, agitație, agresivitate sunt comunicate în grup foarte repede, prin semnale sonore distincte și determină reacții fulgerătoare. Mihai, cât timp petreci tu pe zi cu îngrijirea pucelușilor? Păi, cam mai multe reprize. Dimineață, curat, apă, mâncare, mai târziu un pic, la o oră, două, o mână de verdeață, la prânz, iar mâncare. Deci, în total, câteva ore bune pe zi. Da. Multă bătaie de cap și cu niște corpușori. Da, nu de gospodărie. Nu e chiar atât de simplu. Nu e simplu, da. Trebuie supravegheați. Ce le place lor cel mai mult? Lucerna sau altceva? Păi, ei nu se pot ține numai cu lucernă. Așa, cu furaje concentrate se pot ține. Dar numai cu verdeață nu le merge bine. Deci trebuie mâncare de un anumit tip pentru... Da, lucerna. Mai combinate și... furaje uscate și verdeață. Deci mănâncă și dovleci. Își stabilesc cumva și o ierarhie între ei, care ajunge primul, nu lasă pe celălalt, sau ăștia fiind cam de aceeași vârstă și aceeași dimensiune, nu prea? Se stabilește o ierarhie, pentru că chiar dacă sunt la fel ca fizic, ca statură, așa, unul tot preia șefia. Cum e cel mai bine pentru purcei în gospodărie să fie ținuți în țarc, la păscut afară, liberi, închiși? Ai destul de multă experiență. Da, cel mai bine e spațiu cât mai mare și liber, dacă e posibil. Ei nu se sălbăticesc dacă stau liberi? Foarte greu. Foarte greu și numai dacă intră în contact cu ăștia sălbatici, mistreții. Ați auzit că oamenii tot vorbesc că noi avem o natură foarte frumoasă? Da. Și că trebuie să avem grijă de ea? Da. Să vedem acum un filmuleț care exact asta ne explică. De ce e atât de specială România? Ce avem noi așa frumos? Adânc în inima Europei se află un paradis natural fără seamăn. Încărcate de istorie și tradiții, pădurile seculare ale României sunt ultimele de acest fel din Europa.
ce se ascunde astăzi aici este unic și extraordinar. Ce se întind cât vezi cu ochii, își află refugiu unul dintre cele mai mari mamifere ale Europei. La confluența fluviului cu marea, se întind în delta Dunării, cel mai mare stăpâniș din lume. Un paradis pentru nenumărate specii. Ape cristaline scaldă versanții munților Carpați, pârâuri și râuri, croindu-și drum prin inima pădurii. De acolo se ia apă. Și îi se pune în sticle. Peisajele la rândul lor sunt modelate și șlefuite de locuitorii lor. Un ecosistem rămas intact de mii de ani, unde toate creaturile sunt libere să-și ducă fruta zilei pentru supraviețuire. Se luptă pentru o femeie. Nu, se luptă ca și cu ursul. Urmiște! Urmiște! Cu isol de pulci. Ce face mistreț în pădure? Cu ce ajută mistrețul pădurea? Ajută cu ceva? Spune, te rog. Mănâncă tot fel de insecte care nu fac bine la pădure. Foarte, foarte, foarte bine. Bravo. Așa este. E un lucru foarte bun, de fapt, ce face el, pentru că atunci, dacă terenul ăla este afânat, dacă e rămas de mistreți, nu se prinde mai ușor o sămânță? Decât dacă ar fi perfect compact? Se prinde mai ușor. Ajută foarte, foarte mult la însămânțare. Acum ce mănâncă? Știți că este o poveste cu purcelul care stă cu bățul în gură, să schimbă vremea. A doua zi după ce i-am filmat, chiar așa a fost, s-a schimbat vremea. Deci ei ronțeau foarte multe bețe, nu e o glumă. Porcul în sălbăticie îți dă semne. Și mânca? Da, roade bețișor pentru că era un băț fraged. O rămurică fragedă și el o mânca. Cum mâncăm noi gumă de mestecat, așa mănâncă el bețișoarea dintre astea. Și a doua zi după ce am plecat de acolo, a început să plouă. Deci chiar a fost vreme schimbătoare. Deci dacă un porc mistreț mestecă un băț, începe să plouă. Nu, deci, nu instantaneu. Nu instantaneu totuși. Deci înseamnă că când a început ploaia, a început să mestece. Nu, înseamnă că trebuie să fim tot timpul atenți la ceea ce fac animalele sălbatice ca să înțelegem ce urmează să se întâmple în natură. Adică animalele sălbatice au simțurile atât de dezvoltate, încât noi, dacă suntem atenți la animalele sălbatice, putem să vedem, să înțelegem ce se va întâmpla în viitorul apropiat. E ca și cum am folosit un termometru. Ce animal? Sau un barometru. Mama spunea că când se plimbă cerurile pe cer, atunci vine ploaia. Uite, alte semne, da, exact, sigur. Toate vietățile din pădure, toate vietățile din natură. Ne arată un semn. Ne arată ceva. Dacă știi să fim atenți la ei, da, noi tot timpul ne alertează, ne anunță ce urmează să întâmple. Experiența trăită timp de două zile împreună cu o turmă de mistreți mi-a arătat că, dacă la început eram un factor perturbator, treptat m-au acceptat. Asta nu înseamnă că mi-am câștigat locul, ci pur și simplu că ei sunt cei care mi-au oferit acest loc. Cred că, în oarecare măsură, aveam cam același statut în ochii lor cu celelalte viețuitoare ale pădurii cu care ei conviețuiesc. Destul de onorant pentru mine. Mistrețul este, simplu spus, varianta sălbatică a porcului pe care îl găsim în gospodăriile țărănești. Spre deosebire de aceștia, mistreții sunt foarte specific adaptați la viața grea din sălbăticie. Au o constituție mult mai robustă și dimensiunea eficientizată în raport cu mediul și condițiile de viață din arealul în care trăiesc.
Mistreții din delta Dunării sunt mult mai supli și mult mai alungiți decât cei din pădurile de șes, iar cei din pădurile subcarpatice par mult mai robuști, cu un trend anterior mult mai dezvoltat. Această adaptare îi ajută pe cei din delta să se strecoare mai ușor printre desișurile de vegetație și stufăriș, fără a face prea mare zgomot, iar pe cei din zonele deluroase să poată urca în alergare pe povârnișuri abrupte și în ravene. De altfel, cercetări științifice recente au confirmat corelații strânse între ecosistemele în care trăiesc și dezvoltarea varietăților fenotipice. În oricare din situații, trăsătura dominantă a corpului mistreților este robustețea. Este fără îndoială voinicul pădurilor și poartă cu sine faima parcurgerii cu ușurință a dealurilor abrupte, a ravenelor cu pereți instabili și chiar străbaterea în not a torenților. Corpul este acoperit cu păr des cu fire groase, care formează la vieri, masculii capitali, o coamă bogată. Culoarea părului este brun-cafenie, uneori având nuanțe spre negru, alteori spre argintiu. Este foarte ușor de recunoscut după forma alungită a capului. Ca și porcul domestic, mistrețul are rât care se termină cu un disc mobil susținut de un os puternic cu care sapă în pământ în căutarea hranei. Mistrețul a ajuns recent să fie considerat un animal a cărui prezență este detestată de agricultori, în primul rând pentru stricăciunile și risipa pe care le provoacă. Este totuși exagerat să pretindem că mistreții invadează culturile atâta vreme cât cel care a smuls sălbăticiei terenul agricol este omul. Această confruntare dintre om și mistreț a fost soluționată printr-o hotărâre de ultimă instanță, înființarea unor culturi de protecție, de napi, spre exemplu, în preajma ogoarelor. Vierii dezvoltă odată cu înaintarea în vârstă două perechi de colți care se ascut permanent prin frecare unii de alții. Din această cauză, atacul asupra altor viețuitoare este devastator, confruntările între masculi în sezonul împerecherii lăsând mereu urme adânci. Femelele pot fi de asemenea foarte agresive atunci când au de apărat pui. În astfel de situații, femelele sunt cel puțin la fel de dure precum masculii, instinctul matern fiind cauza determinantă a acestui comportament. Nimic nu se compară însă cu comportamentul care exprimă satisfacția acestor mamifere. Obiceiul de a-și face siesta la marginea unui iaz, tău sau chiar în praf este suprema lor bucurie. Nu doar că se răcoresc astfel, însă scapă și de paraziți, fapt important pentru sănătatea fiecărui individ.
Lațul a fost cândva și a redevenit în ultimii 15-20 de ani unul dintre cele mai periculoase mijloace de braconaj. S-a braconat cu lațul și se braconează păsări și mamifere de interes vânătoresc, dar nu numai, inclusiv dintre cele strict protejate. Speciile cele mai afectate, frecvent capturate, sunt iepurele căpriorul, mistrețul și ursul, dar cad pradă lățarilor și fazanii, rațele, cerbii, vulpile. Majoritatea gestionarilor se plâng de amploarea flagelului constatat după urmele din teren și lațurile descoperite, armate sau nu, cu vânat sau fără vânat prins în ele. Se reclamă multe astfel de situații cu bănuiți sau chiar cu braconieri prinși, dar nu se iau măsuri fiindcă nu se pot face probe de necontestat în instanță. Prezentăm în continuare, concret, modalitatea de probare a unui astfel de caz de braconaj gândit de inginer Cătălin Eliad, angajat la AGVPS și în același timp director al AVPS Vulturul. Ne aflăm pe fondul de vânătoare Grădiștea din județul Ilfov. Suntem chiar în zona unde au fost montate lațurile. Am luat hotărârea de a nu aduna lațurile, de a nu strânge lațurile și am avut răbdare și am așteptat să vedem cine sunt cei care montează aceste lațuri. I-am pândit pe parcursul trecerii timpului. Lațurile s-au înmulțit, braconierii au prins curaj observând că nimeni nu a văzut, nu a identificat lațurile în zonă. Au început să vină cu mâncare pentru mistreț. Sigur, este foarte greu să probezi în fața unei instanțe un astfel de caz de braconaj pentru că trebuie să îl prinzi pe braconier chiar în momentul în care montează, în care armează lațul, dacă putem să spunem așa, și nu numai în momentul în care armează, ci și când prinde vânatul în laț. Pentru că tehnologia avansată ne ajută în zilele de astăzi, am ales să montăm mai multe camere de supraveghere a vânatului. După cum observați, arboretul din zona respectivă este tânăr, de diametru foarte mic. A fost dificil să găsim camere de luat vederi pe care să le putem camufla astfel încât să nu poată fi observate de braconieri. Soluția finală a fost o cameră auto de mici dimensiuni care filmează Full HD. A trebuit să găsim un arbore aproximativ identic, am de același diametru cu cei din zonă. Am scobit arborele respectiv, astfel încât să putem introduce camera și să o ascundem foarte bine. Lațurile sunt verificate în fiecare zi de către ei, deci practic ar fi ușor să-i surprinzi în timp ce verifică lațurile. Noi am verificat aproape zilnic lațurile pentru a vedea dacă a căzut pradă vânatul. Într-una din zile am observat un mistreț prins în laț. În cel mai scurt timp am anunțat lucrătorii de poliție din cadrul IPJ Ilfov, de la serviciu arme. Dânsii au fost foarte operativi, ne-au trimis imediat în zonă doi reprezentanți, cu ajutorul cărora am reușit să facem flagrantul. Poliția rămâneți pe loc! Poliția rămâneți pe loc! Dați pe loc! Dați pe loc! În momentul de față sunt cercetați penal. Văzând imaginile, au recunoscut fapta. Conform legii vânătorii, astfel de fapte se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală. Desigur că într-un asemenea caz cercetările se pot finaliza în timp record. Cruzimea de care au dat dovadă braconiere adusă pe masa procurorilor și judecătorului prin fotografii și imagini filmate îi pot sensibiliza și îi pot face să-și termine mai repede treaba. De asemenea, îi pot face să aprecieze mai corect gradul de pericol social al faptei. Aceasta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la lupta împotriva lățarilor, așa cum nu putem renunța la lupta împotriva tuturor celorlalți braconieri, cu ogari, cu arme artizanale, cu arme de vânătoare echipate cu dispozitive interzise de lege. În speța braconajului cu lațul avem însă ca exemplu de acțiune acest studiu de caz, util oricărui gestionar cu preocupări serioase pe linie de combatere a fenomenului actual al braconajului.
Mistreții provoacă îndeopște omului sentimentul de teamă. Poate datorită forței lor sau a faptului că sunt imprevizibili. Sau poate doar datorită înfățișărilor foarte viguroase. Dincolo de această prejudecată, consider că descoperirea în amănunt a elementelor comportamentale ale mistreților ne poate fi utilă din măcar câteva puncte de vedere. Menționez doar că ar fi mult mai util pentru agricultori dacă, în loc să se plângă, ar înființa culturi de nap care să-i poată reține pe mistreți ca aceștia să nu ajungă în lanurile de porumb sau în lanurile altor culturi. Cred că cele mai bune trei lucruri pe care le putem învăța de la mistreți sunt fermitatea, onestitatea și dedicarea. Mistrețul este un voinic al codrilor care caută hrană și tihnă și nu ascunde asta cu nicio ocazie. Este ferm pentru că atunci când impulsul dorinței îl îndeamnă, nu se lasă până nu obține ceea ce vrea. Și pentru asta își dedică întreaga energie. Putem spune că, până la urmă, nu e chiar atât de rău să fii mistreț. Final de ediție nu-mi rămâne decât să vă invit din nou să deveniți prinți și prințese ai Regatului Sălbatic. Trimiteți la adresa de e-mail regatulsalbatic@tvr.ro o fotografie cu voi și animăluțele voastre de companie pe care le aveți în grijă. Până data viitoare, nu uitați că întreaga natură are nevoie de dragostea și de grija voastră și a membrilor familiilor voastre. Și de asemenea, nu uitați să fiți onești, fermi și dedicați, precum mistreții.